Este Comitetul Olimpic și Sportiv Român în grafic în privința calificărilor sportivilor români pentru această ediție olimpică? Calificările sunt în toi. Acum, când mai avem exact un an până la Jocurile Olimpice de la Tokyo, echipa de fotbal Under 23 a câștigat biletele pentru Tokyo, pentru Jocurile Olimpice. Simona Halep și-a manifestat dorința de a participa la această competiție și, bineînțeles, de a câștiga medalia de aur. Alți câțiva sportivi, primul dintre ei calificat este Robert Glință, acum se află la campionatul mondial din Coreea. Colegul lui Daniel Martin s-a calificat și el obținând baremul pentru Jocurile Olimpice. De la atletism avem 3 sportive calificate până în acest moment. Laura Coman, care a câștigat medalia de aur la Jocurile Europene de la Minsk. Sunt sportivi care au reușit deja să obțină biletele pentru Tokyo. Sigur, alte discipline sunt în proces de a acumula puncte, mai au de participat la campionatele mondiale și de-abia la anul, în luna aprilie, vom ști exact cine s-a calificat la Jocurile Olimpice și vom ști exact numărul sportivilor calificați la Tokyo, la Jocurile Olimpice. Domnule președinte, sunt tot mai multe voci care susțin că pentru Tokyo, România ar putea avea una dintre cele mai puternice delegații din ultimii 15 ani, delegații olimpice. De ce? Pentru că v-am dat mai înainte câteva exemple. Echipa de fotbal s-a calificat după 56 de ani. Tenisul, cu medalia obținută de la Rio în 2016, argint în 2016, sunt convins că poate câștiga medalia de aur și avem două tururi foarte, foarte puternice și aici vorbesc de Simona Halep și de Horia Tecău. După aceea avem discipline deja consacrate și aici mă refer la canotaj, mă refer la tir, mă refer la scrimă, mă refer la judo, mă refer la lupte, mă refer la atletismul, de ce nu, poate să facă o surpriză la Tokyo. Trebuie să ne așteptăm ca fiecare sportiv și ei trebuie să-și dorească și sunt convins că își doresc acest lucru, ca la Tokyo să urce pe podium. Este cea mai bună ocazie, cea mai bună oportunitate ca la o ediție a Jocurilor Olimpice să te autodepășești, să-ți dorești să urci pe podium. Dacă ar fi să faceți un calcul realist în momentul de față, câte medalii credeți că poate obține delegația României la Jocurile Olimpice cu ceea ce avem în clipa aceasta? Mă leg iar de fotbal și spun că așa cum au reușit să ajungă în careu de aș al campionatului european de fotbal, sunt absolut convins că anul viitor la Tokyo ei își vor propune din nou să urce pe podium, să fie în primii 4 și la Jocurile Olimpice. Au dovedit că au valoare. În momentul în care crezi în tine și te pregătești pentru acest obiectiv, acolo e locul și momentul să-ți îndeplinești acest vis, să-ți îndeplinești acest obiectiv și sunt absolut convins că și cei care deja sunt consacrați, medaliați la Jocurile Olimpice, la campionate mondiale, la campionate europene, își doresc și vor urca pe podium, mă aștept și la surprize de la sportivii care sunt chiar și la prima participare la o ediție a Jocurilor Olimpice. Deci, disciplinele pe care le-am enumerat mai devreme, avem mare încredere că vor fi pe podium la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A spune o cifră, a face o, dacă vreți, a exprima o dorință, se poate. Îmi doresc să depășim 10 medalii, dacă va fi cu putință și dacă toate lucrurile vor merge exact așa cum ni le dorim noi toți. Ce este mult mai important este ca toți sportivii acolo să ajungă din punct de vedere fizic și mental la capacitate maximă. Și sunt convins că atunci vom putea vorbi și de medalii și de rezultate excepționale pe care le putem avea la Tokyo. Pentru că până la Tokyo mai avem un an de zile.
în acest an de zile se pot întâmpla foarte multe lucruri, și bune și mai puțin bune. Depinde de fiecare cum va gestiona acest an până la Jocurile Olimpice de la Tokyo. În acest an îți poți spori șansele pentru medalii sau din contră ți le poți diminua? Cum va fi acel moment pentru dumneavoastră atunci când îi veți vedea pe podium? Momentul în care ei vor urca pe podium, indiferent de medalia pe care o vor lua? Cred că mă voi abține, sau poate că nu mă voi abține să plâng pentru ei. Știu ce înseamnă să-ți împlinești un vis,